Ridichea neagră reglează metabolismul și este o sursă importantă de vitamina B9, contribuind la menținerea normală a metabolismului corpului. De asemenea, aceasta reduce oboseala și stresul. Ridichea neagră este o rădăcinoasă de mărimea unui cartof mediu cu exteriorul negru și miezul alb. Ignorată pe nedrept, este una dintre vegetalele pe care merită să o includeți în meniul pentru beneficiile sale, dar și pentru gustul provocator. Rădăcina ei este comestibilă și are un înveliș negru, dur, cu miez alb. Are o aromă puternică datorită diferiților compuși chimici pe care planta îi folosește ca sistem de apărare împotriva dăunătorilor. Ridichea are un efect detoxifiant asupra organismului, ajutând la menținerea sănătății ficatului și a funcționării sale normale. Ridichea neagră fluidizează secrețiile bronșice datorită conținutului său bogat în substanțe active sulfurate. Aceasta ajută la combaterea efectelor exceselor alimentare într-un mod natural și eficient. Datorită conținutului mare de fibre și apă, consumul de ridiche neagră favorizează tranzitul intestinal și elimină constipațiile. Ridichea neagră conține o cantitate importantă de rafanină, o substanță ce contribuie la menținerea în cote normale a hormonului secretat de glanda tiroidă. De asemenea, aceasta conține sulf, care este ideal pentru combaterea acneei sub formă de mască de față preparată în casă. Se dă pulba perzătoare și se aplică pe zonele cu probleme timp de 20 de minute, apoi se clătește. Chinezii sunt de părere că dacă consumăm acest aliment, va aduce un beneficiu important organismului. Folosită de faraon pentru proprietățile sale răcoritoare și hrănitoare, ridichea a fost recomandată ulterior pentru a stimula pofta de mâncare și a fost apoi folosită ca diuretic în Evul Mediu. În zilele noastre este folosită ca remediu împotriva tusei și bronșitei. Relatează spynews.ro.